Deci, ce facem noi? Tu la pușcărie, doamna custode vă dă vouă teme, pentru că este cetățean de onoare al Ploieștiului. După principiu vreau să faci ceva și tema este următoarea. Vă voi asculta la următoarea temă săptămâna viitoare. Poate că o să bagă pe dreapta mea. În echipă cu el și cu el.